Cărări pierdute în munți ni se deschid într-o zi însorită de iarnă. Lăsăm satul Mlăjet în urmă și căutăm un cătun izolat. Vrem să vedem cum arată și pe cine mai găsim acolo. După ultimul pâlc de case, poteca parcă dispare sub mocirlă. Atât de descurajant, însă curiozitatea ne face să continuăm. Este clar, ca să ajungi iarna în satul Stănila, îți trebuie o mașină care să muște din stratul gros de noroi, altfel rămâi acolo. Cel mai sigur este mersul pe jos, adică în jur de o oră și jumătate de la ultimele case. Salutare, dragi drumeți! Iată-ne din nou în județul Buzău, către o altă destinație aflată undeva destul de izolat între munți. Ne îndreptăm către Brașov, dar nu ca să mergem pe munte. Și dacă astăzi era oricum o zi compromisă, ce ne-am gândit noi să găsim așa un obiectiv în drumul nostru Buzău-Brașov și să vedem ce mai găsim interesant. Eu m-am uitat frumos pe hartă, am zărit un loc în care îmi doream de mult să ajung, dar nu s-a întâmplat până acum. Este vorba despre satul Stănila și așa că punct de reper ar fi undeva lângă Mlăjet, Nehoiu, așa ca să vă faceți o idee pentru cine este din județul Buzău. Este un sat pe care îl găsiți pe hartă, însă drumurile sunt așa cum le-ați văzut până acum și cum o să le vedeți pe mai departe. Ar trebui de unde vă lăsați mașina, adică de la ultimele case, să faceți aproximativ între o oră jumate sau două. Așadar, prognozez că mai facem cam vreo jumate de oră, 40 de minute până acolo. Chiar sunt curioasă să văd pe cine mai găsim. Știu că în 2011 mai erau acolo în jur de 11-14 locuitori, oricum, foarte puțini. Sunt curioasă acum să văd dacă a mai rămas cineva și cum se descurcă în aceste condiții. Haideți să vedem împreună ce găsim la fața locului. Vedem primul gard, semn că am ajuns. Nicăieri nu se vede specificat numele satului. Se spune că în apropiere, într-o stâncă, ar fi săpat un adăpost pentru haiducii care au trecut cândva pe aici. Acesta este cunoscut de către localnici cu numele de Gaura Hoților. Aici s-ar fi găsit dovezi de locuire străveche, obiecte casnice și podoabe. Nu ne miră. Suntem în același areal al Buzăului, un ținut care are la bază o importantă filă de istorie. Ce liniște sinistră. În filmele aia îmi lege. Păi da. Uite câte sunt părăsite.
Cred că școală, ceva, magazin, nu știu. Da, școală a fost. A rămas până și catedra la locul ei acum. Am intrat în sat și am văzut această clădire și m-am întrebat imediat ce rol a avut. Ne-am apropiat încet de ea pentru că există riscul de prăbușire. Înăuntru chiar nu mai trebuie să mai intrați, că se vede ce este aici. Și putem să vă spunem că aceasta este fosta școală din satul Stănila. Cine știe acum câți ani veneau copiii aici la școală. Deci este clar că dacă a existat aici o școală, cred că a fost o comunitate destul de măricică pe aici. Iar acum nu se mai aude nimic. Liniște de plină. Cam acesta a fost satul Stănila, nu am găsit pe nimeni și nici nu văd vreo dovadă de locuire. Majoritatea caselor sunt dărăpânate sau, mă rog, ce a fost aici, probabil vreun magazin sau ceva. N-am văzut să mai fie cineva prin preajmă. Sunt câteva căsuțe în picioare, restul au fost dărâmate. Asta este încă un sat, a dispărut din județul Buzău, satul Stănila. Ceea ce ați văzut este tot ce a mai rămas din el. Spre surprinderea mea, satul Stănila era alimentat cu energie electrică. Nu m-aș fi așteptat, având în vedere că este mult mai izolat decât satul Mățara, pe care vi l-am arătat cu o altă ocazie. Dar tot mă întreb ce fel de viață duceau acești oameni aici. Pentru că sunt destul de multe sate în România izolate. Multe sunt accesibile doar dacă o iei prin pădure, de exemplu. Dar aici, unde te afunzi efectiv în noroi și cred că iarna acest drum nu mai era deloc practicabil, probabil că puteau coborâ la cel mai apropiat sat doar folosindu-și căruța cu boi, așa cred. Îngrozitor. Chiar sunt curioasă dacă știe cineva câți oameni au trăit aici în cele mai bune timpuri ale satului. Și când a părăsit ultimul locuitor satul, probabil acum câțiva ani. Ne întoarcem pe același drum. În urmă rămâne satul Stănila, încă o așezare ce dispare de pe harta României. Ca să încheiem într-o notă mai optimistă, având piața sfatului pe fundal, vă urăm un an nou mai bun și plin de descoperiri minunate!